bună seara, în primul rând, și sunt bucuros să mă aflu astă seară alături de Mihai, bunul meu prieten, și alături de prietenii noștri de la Editura Herald. Da, trăim într-o lume dezvăjită, trăim într-o lume în care fetele nu mai cred nici măcar în zburători, trăim într-o lume în care, nefericire, noi am statat muncind și realizând acest film că foarte puțină lume mai știe de mitul zburătorului și foarte multă lume știe despre Dracula și în România și pe toate meridianele. Dar nu numai Dracula există în mitologia românească și în cultura românească și atunci noi cu acest proiect, care este o trilogie, trilogia Promisul, ne-am hotărât să aducem în actualitate marile povești și marile mituri românești și să le dăm publicului și să le împărtășim cu publicul. Și așa s-a născut primul film din această trilogie, Ultimul Zburător, care nu face altceva decât ia mitul zburătorului, care, desigur, nu-l vom găsi scris în nicio lucrare, îl putem găsi în poeziile lui Heliade Rădulescu, în ale lui Alexandrin, studiile lui Heliade, lui Vulcănescu. Noi am avut acest răgaz să citim și să ne informăm despre acest lucru și l-am adus într-un baz modern, într-un baz contemporan, care va avea premieră de Valentine's Day, ca să fim în pas cu moda și în pas cu Valentine's Day e o sărbătoare de import, ca să spunem așa, dar pe care distribuitorul nostru, Intercom Film, reprezentantul Sony Pictures în România, a hotărât, este un moment propice pentru un astfel de film, primul film fantasy românesc, primul film fantasy românesc, primul film fantasy romance care se va lansa pe 14 februarie și poate și un moment propice pentru resemnificarea acestei zile într-un sens autentic cultural românesc. Sigur că da, la care vă așteptăm cu mult drag. Vă mulțumim! Mulțumesc!